În seara aceasta aș vrea să vă atrag atenția asupra unui verset din Psalmul 55. Psalmul 55, versetul 22. Încredințează-ți soarta în mâna Domnului și El te va sprijini. Nu va lăsa niciodată să se clatine cel neprihănit. Am intitulat predica din seara aceasta Poverile vieții. Și cred că am găsit o imagine fain pentru dumneavoastră, seamănă cu Obama ăsta. Probabil că are și el poverile lui ca toți oamenii. Este foarte interesant că cuvântul acesta de soartă este un cuvânt foarte comun, foarte obișnuit, îl folosim foarte des, dar adeseori nu ne concentrăm asupra semnificației cuvântului respectiv. Soartă vine de la un verb care înseamnă a da ceva ce ți se dă. Ceva ce vine în viața ta odată cu tine. Ai venit în această lume și ai venit cu ceva ce ți s-a dat. Soarta este ceva ce ne dă Dumnezeu când venim în lumea asta. O primim de la El. Poezia lui Eminescu, a lui Coșbuc, atât de profundă și dureroasă în același timp, mama spunea, poate așa vrea Dumnezeu sau așa mi-e datul sorții. Ea punea această mamă voia lui Dumnezeu cu soarta în care ea s-a născut. Să n-am eu pe băiatul meu la cap în ceasul morții, zicea ea. Poate că așa a vrut Dumnezeu să mi se întâmple. Sau așa este datul sorții, așa mi s-a dat. Asta este povara care mi s-a împărțit mie în această lume. Există o poetă americană, Eleanor Hammond, care descrie foarte plastic purtarea acestei sorți, acestei poveri pe care avem fiecare. Am tradus-o în limba română și am încercat să sune așa cum sună în engleză. Camelcii văd oamenii mergând de-a lungul trotuarelor pe rând și fiecare pe ai săi umeri poartă spirala grea numită soartă. Povoară ce nu poți să ți-o ascunzi și unii sunt orbi, iar alții surzi, cu toți purtăm spirala în turmă și nimeni nu și-o lasă în urmă. Poeta vedea oamenii ca niște melci, fiecare aveam o cochilie din asta în spate și o târâm după noi. Fiecare avem o soartă ce ni s-a dat, o povoară de cărat cu noi. Conotația românească cuprinde mai mult aspecte și negative și pozitive. Poți să ai o soartă bună, nu? Vorbim despre oameni care li s-a dat o soartă bună, au avut parte de o soartă bună. Cuvântul însă din Vechiul Testament vorbește mai degrabă de aspectul negativ al sorții, de ceea ce am putea numi poverile existenței noastre, poverile vieții de fiecare zi. Și asta înseamnă boli, necazuri, pierderi, falimente, insucces, conflicte, tot ceea ce ține de viața noastră, puteri și situații pe care noi nu le putem controla. Le cărăm după noi așa cum cară un melc o cochilie din aceea mare. Un alt cuvânt care merită să-l studiem puțin din textul acesta este El te va sprijini. El te va sprijini. Cuvântul este folosit de vreo câteva ori în Biblie, același cuvânt, care înseamnă în primul rând a hrăni. De exemplu, în 1 Împărați 17:9, Dumnezeu îi spune profetului, du-te la Sarepta care ține de Sidon și rămâi acolo. Iată, am poruncit unei femei văduve să te hrănească, să te susțină.
să te sprijinească. Este exact același termen folosit aici. În Neemia 9:21, 40 de ani ai avut grijă să-i hrănești în pustie. Din nou, implicația aceasta că Dumnezeu asigură hrană, asigură resurse copiilor lui. În Proverbe 18:4, Duhul omului îl sprijinește la boală, dar Duhul dobărât de întristare, cine îl va ridica? Aici cuvântul lui Dumnezeu spune că un mod pozitiv de a vedea lucrurile, speranța pe care o avem în viață, nădejdea de a birui boala, te sprijinește, te ajută când ești în boală. Doctorii spun că pacienții care nu mai au nădejde, care nu mai trag nădejde, care nu se mai vindecă. Dar există un mecanism pus de Dumnezeu în noi, atunci când dorim să ne vindecăm, când dorim să biruim, lucrează Duhul nostru, atunci te sprijinește la boală și te vindești mai repede. Iată că Dumnezeu promite că ne ajută, ne va sprijini la căratul poverilor vieții noastre, la ceea ce ni s-a dat. Haideți să discutăm în seara aceasta câteva dintre poverile pe care le ducem după noi și la care avem nevoie de ajutor și de intervenția lui Dumnezeu. Prima povară este cea a păcatului și a vinovăției. Poate este cea mai grea dintre toate poverile pe care o ființă umană le cară după el. Povara păcatului și a vinovăției. Iată ce spune Psalmul 103, versetele 11 și 12. Ci cât sunt de sus cerurile față de pământ, atât este de mare bunătatea lui pentru cei ce se tem de el, cât este de departe răsăritul de apus, atât de mult depărtează el fără de legile noastre de la noi. Iată ce făgăduință extraordinară avem din partea lui Dumnezeu, să îndepărteze fără de legile povara pe care noi o cărăm în spatele nostru. Omul modern, spunea cineva, astăzi nu se mai îngrijorează de propriile păcate și cu atât mai puțin de sentimentele sale de vinovăție. Oare chiar așa este? Nu este chiar așa. Oamenii sunt aceiași. Păcatul are aceleași urme, conștiința reacționează tot la fel și oamenii păcătuiesc tot la fel cum au păcătuit în tot timpul în istorie și au nevoie exact la fel ca orice om din istorie de mântuire și de iertarea păcatelor lui. Pentru că păcatele lasă aceleași urme în sufletele oamenilor ca întotdeauna. Sentimentele de vinovăție sunt în noi și avem nevoie de iertare. Am auzit pe cineva spunând, am distrus o viață de realizări bazate pe încredere și integritate. Își ruinase propriul business prin necinste, prin înșelătorie și a ruinat o reputație și o viață care a adus-o. Sunt oameni care sunt măcinați de vinovăția că și-au ruinat familia și-au ruinat relațiile dintre soț și soție și-au îndepărtat copiii pe care nu pot să-i mai apropie niciodată de ei. Cineva de la Washington care a fost închis pentru că a deconspirat secrete de stat a spus, nu mai îmi place de mine așa cum mi-a plăcut altă dată. Când mă uit în oglindă, mi-e rușine de mine. Omul modern, chiar dacă s-a modernizat, remușcările, povara păcatelor este aceeași. Conștiința nu se poate atrofia. Este legea aceea lui Dumnezeu pusă în noi. Memoria păcatelor comise nu dispare. Iată ce mărturisește o femeie. Am știut că Dumnezeu urăște divorțul, urăște adulterul. Așa după cum urăște orice păcat. A știut asta. Și acum se simțea împovărată de vinovăție. Sentimentele de vinovăție nu trec odată cu vârsta. Vinovăția nu dispare cu tranquilizante și cu băutură.
am o veste proastă, crește la băutură. Asta prinde rădăcini mult mai tare. Orice încearcă oamenii să scape de sentimentele de vinovăție, n-au cum să scape. Cauza multor boli psihice este tocmai acest sentiment de vinovăție. Doctorii astăzi, care te tratează de diferite boli, au obiceiul să-mi întrebe, domnule, ai vreo ranchiune pe cineva? Nu trebuie să ierți pe cineva, s-ar putea să ai ulcerul ăsta din pricina asta la stomac. O serie de boli sunt datorită neiertării, a urii, a ceea ce ținem în sufletele noastre, a sentimentelor de vinovăție. Psihologii știu să te călăuzească spre zonele acelea din viață de unde au pornit asemenea poveri și te îndeamnă să te duci să le repari. Au descoperit că ceea ce a spus Domnul Iisus, du-te-n bacă-te cu părâșul tău și pe urmă vino la altar să facem religie. Nu veni să te închini până nu îți rezolvi problemele tale. Nu poți să vii la mine cu un suflet amărât și plin de neiertare pentru fratele tău. Soluția pentru povoara aceasta a păcatului și a vinovăției este una singură, este iertarea lui Dumnezeu. Nu putem să scăpăm de ele, de păcate, decât iertați de Dumnezeu. Și n-ar trebui să mai purtăm poverile astea cu noi, mai ales noi pocăițe care știm că putem scăpa de ele prin pocăință, nu-i așa? Ce-ar fi să facem un fel de curățire zilnică și înainte să mergem la culcare, să ne mărturisim păcatele, să scăpăm de ele, să cerem iertare? Pentru că dacă tot adunăm, le adunăm așa, adunăm ca un fel de balast așa în noi și într-o zi ne distruge, ne omoară balastul ăsta care îl adunăm. Pentru păcat nu există decât iertare și această iertare vine din partea lui Dumnezeu. O altă povoară pe care noi o cărăm cu noi este povoara suferințelor. Povoara suferințelor. Știți că suferința este universală? Nu există oameni care n-au de suferit. Uneori ni se pare, uitându-ne la alții, bă, ăsta n-are niciun necaz, nu are nicio boală, nu-l doare nimic. Nu, că nu știm. Dar fiecare om are povara lui, fiecare om are cochilia asta în spate pe care o cară el, are durerile lui, are poverile lui. Un predicator american foarte faimos, Joseph Parker, dădea idei la tinerii predicatori și le spunea așa: predicați despre suferință, băieți, și nu veți duce lipsă niciodată de ascultători. În fiecare bancă din biserică este o inimă frântă. În fiecare bancă este o inimă frântă. Dacă vreți să fiți populari, în predicele voastre vorbiți despre suferință și despre necaz. Pentru că în fiecare bancă este un om care are o asemenea povară. Albert Schweitzer a spus că fiecare om trebuie să poarte partea sa din durerea lumii, din durerea lumii întregi. Când venim în această lume a durerilor, a suferințelor, ni se dă partea noastră, partea ce ne-a repartizat-o Dumnezeu, soarta de a suferi împreună cu omenirea întreagă. Uneori suferința aceasta este o căsnicie rea și distrusă. Alteori este un șef insuportabil, o boală cronică, o povară economică, un copil îndărătnic, neascultător, o slujbă plictisitoare. Știți care a fost un alt nume dat Domnului Iisus Hristos? Om al durerii și obișnuit cu suferința. Nu vi se pare ciudat? Fiul lui Dumnezeu, Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, să fie numit așa? Da, pentru că a venit să trăiască în această lume ca și noi. Și a primit parte din durerile lumii întregi. Și probabil el a avut parte de mult mai multe durere decât am avut noi parte, pentru că el a purtat toate bolile noastre, toate suferințele noastre și toate păcatele noastre asupra lui. De ce a creat Dumnezeu lumea aceasta cu atâta suferință? Dacă ar fi întrebat pe noi, nu?
am fi propus niște îmbunătățiri. De ce așa? Știți ce a spus Domnul Iisus? Să nu vi se tulbure inima. O să plec, dar să nu vi se tulbure inima. În lume veți avea necazuri. În lume veți fi prigoniți, în lume veți fi disprețuiți. În această lume o să muriți pentru numele meu, dar credeți în Dumnezeu și credeți în mine. Mă duc să vă pregătesc un loc. Răsplata nu este în lumea asta, ci este acolo unde s-a dus El. Apoi Pavel, apostolul, are o altă intervenție în acest subiect al suferinței, foarte neașteptată, și spune așa, că Dumnezeu ne oferă un dar special atunci când suferim. Vorbește de darul lui Dumnezeu, de harul care îi se dă celui aflat în suferințe. În 2 Corinteni 12, de la 7 la 10, Pavel cu țepușul în carne, nu, a cerut lui Dumnezeu să fie vindecat. Și Dumnezeu a spus, harul meu îți este îndeajuns. Harul meu îți este îndeajuns. Probabil că în suferințe primim un har special. Când a trecut prin suferințe inimaginabile, Iov a făcut afirmația aceea absolut remarcabilă. Spune, până acum am auzit despre tine, am știut, am învățat, m-am dus la biserică, am citit Biblia, am ascultat predici, am auzit despre tine, știam despre tine, dar acum ochiul meu te-a văzut. Unde? În suferință, în suferință, în necaz. Știți că suferințele duc la transformări profunde ale caracterului nostru? Nu mai suntem aceiași după ce am trecut printr-o mare suferință. Am văzut oameni care, trecând prin suferință, trecând prin pușcărie, au ieșit aur curat de acolo. Dar am văzut oameni care, trecând prin suferință, au ieșit mai rău, mai răi de acolo. Împreună cu soția am cunoscut pe cineva, am fost colegi de lucru, un om care a fost foarte mulți ani în pușcărie, închis de comuniști, a venit de acolo, avea o ură în el, omul acesta, și un dor de răzbunare inimaginabil. Și când zgândăream puțin zona aceasta vieții sale, exploda. Eram îngrozit ce auzeam din gura acestui om. În același timp l-am cunoscut pe Traian Dorz. Suferințele, 17 ani de pușcărie al lui Traian Dorz au scos aurul la iveală. Era numai bunătate și dragoste și ne miram cum poate să iubească așa de mult un om care a fost atât de mult asuprit și batjocorit. Suferințele transformă profund caracterul nostru. Dumnezeu ne dă puterea să trecem prin ele, dacă le aruncăm asupra Lui, dacă ne încredem în El. Dacă nu o facem, suferințele acestea vor produce reversul, vor produce răutate, resentimente, ură și ne vor distruge viața de tot. O a treia povară despre care vreau să vorbesc în seara aceasta este povara dezamăgirilor. O caracteristică comună tuturor oamenilor din jurul nostru, oamenii ne dezamăgesc, ne vor dezamăgi. Ne-au dezamăgit, ne dezamăgesc și ne vor dezamăgi. Este foarte clar. Fac lucruri, spun vorbe, intenționat care ne rănesc. Mulți dintre noi devenim plini de amărăciune, de resentimente față de oamenii aceștia care ne-au produs răni. Și de aceea sfârșim cu două răni în loc de una. Ne-au rănit ei și acum ne rănește ura și resentimentele pe care le ținem în noi înșine. Gândiți-vă la oamenii aceia deposedați mișelește de avutul lor. Eu am trăit perioada colectivizării, când ne-au luat pământurile comuniștii. Bunicul, pentru că a fost prizonier la ruși, știa exact ce urmează să vină și l-a sfătuit pe tata imediat, când vin ăștia, te înscrii la colectiv, le dai pământul și pleci la oraș și găsești de lucru. Nu te bați cu nimeni că ăștia-s druboasele. Și a fost un sfat foarte bun, tata a plecat la oraș, a găsit de lucru
Și le-a dat pământul rapid. Eu care am în clasele primare, eram tot timpul scos în față și lăudat că părinții mei au viziune și înțeleg vremurile noi în care trăim, nu? Ăștia știa bunicul pentru că gustase din vremurile alea noi înainte, când fusese prizonier la ruși. Dar erau oameni în sat cărora comuniștii le-au luat averile, le-au luat pământul, vitele, cai, tot ce au avut, așa, care au rămas pentru restul vieților plini de o amărăciune din aia îngrozitoare. Țin minte pe bunicul meu la 90 de ani, împreună cu un prieten de-a lui, tot din 90 de ani din sat, fostul primar al satului, stăteau pe o bancă undeva în curte și discutau despre ce au făcut comuniștii, că asta era problema, ce au făcut ăștia cu noi, mă. Și avea o expresie foarte colorată, fratele meu i-a filmat pe cei doi în timp ce vorbeau și pe urmă i-a pus la video. Se uitau ăștia, zice, mă, ne-au dat la televizor cu ăștia. Deja ne-au prins și ne-au dat la televizor. Și era expresie pe care bunicul folosea, mă, ce ne-au dat ăștia nouă, mă, după ce ne-au luat tot? Uăci beliți. Așa era. Asta era expresie bunicul. Asta ne-au dat ăștia nouă, uăci beliți. Amărăciunea aceea că cineva ți-a luat tot, domnule. Gândiți-vă la copiii aceia abandonați de părinți, nu? Gândiți-vă la fetele alea care au fost violate de mici, nu? Gândiți-vă la oameni care au fost dezamăgiți de cei apropiați, nu așa? Gândiți-vă numai la lumea asta de suferinți din jurul nostru, dezamăgiri peste dezamăgiri. Asistăm acum la această dezamăgire colosală a Americii cu Obama, nu? În sfârșit am vrut să ne vindecăm de o vinovăție istorică, ce am făcut noi cu negrii ăștia, l-am pus la Casa Albă și uite ce a ieșit, nu? Este o dezamăgire totală, dezamăgire națională. Este o dezamăgire a celor de aceeași culoare care se așteptau acum să fie mai de treabă cu ei. Nu s-a întâmplat nimic. Mulți oameni se răzbună la dezamăgire pe Dumnezeu pentru suferințele lor. Dumnezeu îi devină că m-a lăsat aici, nu? Pavel a avut foarte multe dezamăgiri din pricina fraților. E o listă întreagă a suferințelor apostolului Pavel. Și una care mi se pare mie, zice, vorbește despre fiarele din Efes. Eu nu cred că ăsta a fost la zoo acolo. Vorbea de frații din Efes care s-au purtat ca fiarele cu el, nu? Vorbește despre frați mincinoși și mai este unul care are el așa pe inimă și scrie și numele să fie în Biblie, să-l țină minte toată istoria. Alexandru Căldăraru. Mi-a făcut mult rău, spunea el. Cine știe ce bogat era ăsta, vindea căldări, nu? A vrut să-l manipuleze pe Pavel, I don't know ce a făcut, dar mi-a făcut mult rău, zicea el. Dar Pavel zice, Dumnezeu îi va răsplăti. Nu-i business-ul meu să port toată viața ranchiune pe omul ăsta, pentru că cel care face dreptate în ultima instanță este Dumnezeu. Haideți să lăsăm pe Dumnezeu să fie Dumnezeu. Să-i dăm locul lui cuvenit în rezolvarea acestor conflicte cu oameni care ne dezamăgesc. Haideți să lăsăm pe Dumnezeu. Țineți minte povestea aceea, probabil ați auzit, o soră de-a noastră la piață, a fost foarte nedreptățită de altă precupiață. Și asta n-a mai știut ce să zică la un moment dat. Și a zis, Domnul să te binecuvânteze. Și a zis, ba să te binecuvânteze pe tine. Că a crezut că e ceva blestem. Cine știe ce... Uneori, indiferent ce faci, nu poți să mulțumești pe toți oameni. N-ai cum să-i mulțumești, nu? Și oamenii te dezamăgesc. Răzbunarea și judecata lucrurilor aparține lui Dumnezeu. Să lăsăm pe Dumnezeu că la vremea potrivită o să facă dreptate. Iată ce spune Apostolul Pavel în 1 Corinteni, capitolul 4, versetul 5. Și aș vrea să rețineți cuvântul acesta. De aceea,
să nu judecați nimic înainte de vreme, până va veni Domnul, care va scoate la lumină lucrurile ascunse în întuneric și va descoperi gândurile inimilor. Atunci fiecare își va căpăta lauda de la Dumnezeu, dacă merită lauda, dacă nu, primește ceea ce merită. Nu judecați înainte de vreme. Circulă de ani de zile peste tot pe lumea asta virtuală acum un filmuleț foarte interesant. Într-o sală de așteptare la doctor stă unul mai închis la culoare, parcă e de-al nostru așa. Și vine o familie cu un copil mic și se mută toți de lângă ăsta să nu stea prea aproape de coloratul ăsta. Și spre surprinderea tuturora, când doctorul îi cheamă înăuntru, îl cheamă și pe coloratul ăsta. Și le spune, băiatul ăsta a dat, nu știu ce, rinichiu pentru fiul vostru care trăiește acum. Vă dați seama cum s-a simțit familia asta care s-a uitat la el înainte, nu? Pentru că au judecat înainte de vreme. Au judecat până n-au cunoscut toate datele probleme. De aceea să nu judecăm, spune Apostolul, ci să lăsăm până va veni Domnul, că atunci să vă face dreptate așa dumnezeiește, să vă face dreptate corect. Dacă tot încercăm să reparăm noi și să lămurim noi lucrurile, sau le vom complica tot mai rău, tot mai tare. În al patrulea rând, există poveri care se nasc din presiunea și responsabilitățile noastre de fiecare zi, ale vieții de fiecare zi. Viața este plină de poverele ei, presiuni și urgențe, responsabilități, trebuie să porți de grijă familiei, trebuie să-ți menții business-ul pe linie de plutire, trebuie să crești, să-ți maturizezi familia, trebuie să rezici la ispite, la tentații și ne trezim că, de fapt, viața nu este așa o scurgere lină și frumoasă cum noi ne-am imaginat, ci este un înot împotriva curentului. Te duci împotriva curentului. Nu merg lucrurile așa cum ai crezut tu. Nu este o scurgere lină luni, marți, miercuri și așa mai departe, ci este o zbatere aprigă. Am discutat cu cineva astăzi și spunea, frate, mi-e foarte, foarte greu, mi-e foarte greu. Numai Dumnezeu mă poate ajuta. Nu știu cum să fac rost de următorul payment. Nu? Am trecut pe aici. Știm despre ce este vorba. Știm când nu este suficient de mulți bani până la următoarea lună, până la următorul payment. Știm foarte bine lucrurile astea. Știm că am trecut prin situațiile astea. Gândiți-vă la o mamă care își crește copiii singură, mai ales aici în America. Sunt situații foarte grele. Ieri, după masă, a avut loc aici un serviciu comemorativ, o tânără care peste două zile împlinea 30 de ani. A fost omorâtă într-un accident, mamă tânără, a lăsat 3 copii în urma ei. Gândiți-vă la tatăl ăla care are 3 copii acum pe care trebuie să crească. Sunt poveri extraordinar de mari. Se spune despre generalul Patton, George Patton, ăsta a fost un om extraordinar de dârz și de hotărât, un comandant mare american. A condus armata 3-a americană în Europa și cu o zi înainte să se întoarcă acasă, a avut un accident de circulație și a rămas paralizat de la mijloc în jos. În lupta aceea cu moartea, în spital, doctorul, în timpul unei spasme de tuse îngrozitoare, care îi producea dureri teribile, îi spunea, ține-te, generale, ține-te bine. Și generalul i-a replicat și a spus, sunt sătul să tot mă țin. M-am săturat să tot mă țin. Toată viața m-am ținut, nu? Hold on. De aceea, sfatul probabil l-ați auzit când ajungi la capătul funiei, nu? Fă un nod și ține-te de el. Nu este altă soluție.
Uneori ajunge la capătul frânghiei. Și este așa de greu să tot ne ținem, nu? Să tot ne ținem. Dumnezeu parcă nu ne scutește de aceste poveri. Cineva a spus, nu te ruga pentru poveri egale cu puterea ta, ci pentru putere egală cu poverile tale. Roagă-te lui Dumnezeu să-ți dea putere să le duci. Era un frate la Chicago, spunea, ce faci? Zice, sunt bine, mănânc bine, crucea e grea, trebuie să o duc, să mănânc bine, să duc crucea. Nu? Era o filosofie de viață. Trebuie să o duci, nu? Nu o duce nimeni în locul tău. Trebuie să o duci. E crucea ta. Nu poți să scapi de responsabilitățile acestea și de poverile vieții. Unii încearcă să scape și abandonează responsabilitățile, fug de ele și lasă copii singuri, femei singure, abandonează și pleacă. Vor să evadeze. Nu poți să evadezi de sub povara asta. Asta face parte din viață. Este ceea ce ți s-a dat ție. Dar întrebarea mea în această seară, de ce vrem să purtăm singuri aceste poveri când Domnul vrea să ne ajute? Când Domnul vrea să tragă la jug cu noi? Asta este întrebarea. Iată ce spunea Domnul Iisus în Matei 11, 28 la 30. Veniți la mine toți cei trudiți și împovărați și vă voi da odihnă. Luați jugul meu asupra voastră și învățați de la mine, că eu sunt blând și smerit cu inima, și veți găsi odihnă pentru sufletele voastre, că jugul meu este bun și sarcina mea este ușoară. Veniți la mine, spune Domnul, toți cei trudiți și împovărați. Veniți la mine. De aceea Evanghelia este veste bună pentru omul trudit și împovărat. Mai este o povară despre care vreau să vorbesc în încheiere, este povara îngrijorărilor. Cineva a spus că îngrijorarea este ca un curent de frică ce străbate mintea noastră. Dacă este încurajat acest curent, devine un canal, un fluviu prin care se scurg toate gândurile noastre. Toate gândurile noastre. Ce-ar fi să lăsăm noi îngrijorarea asta de viitor în mâna Domnului? Ce-ar fi să lăsăm în mâna Domnului viața noastră? O bună parte din timpul nostru de gândire, că atunci când suntem singuri, este să încercăm să prevestim viitorul, să ghicim ce se va întâmpla mâine. Vrem să știm și tot timpul ne frământă ce o să facem mâine, ce se va întâmpla mâine. Lăsați ziua de mâine în mâna lui Dumnezeu. Știți că pe Dumnezeu îl cheamă Jehova și asta înseamnă cel veșnic. Cel care deține și viitorul nostru. Cel veșnic. În Filipeni 4, de la 6 la 7, Apostolul Pavel spune: nu vă îngrijorați de nimic, ci în orice lucru aduceți cererile voastre la cunoștința lui Dumnezeu prin rugăciuni și cereri cu mulțumiri. Și pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, vă va păzi inimile și gândurile în Hristos Iisus. Poate Dumnezeu să poarte de grijă de poverile acestea ale noastre? Dacă poate, lăsați-le Lui. Petru spunea: și aruncați asupra Lui toate îngrijorările voastre, că El însuși îngrijește de voi. Îmi place expresia, aruncați. Aruncă povara asta de îngrijorări asupra Domnului. Și El se va îngriji de noi. În încheiere, aș vrea să vorbim câteva concluzii. Mi-a plăcut enorm de mult poza asta. Iată o familie și Domnul le-a luat geamantanele alea mai grele și le duce El. Mi-a plăcut așa de mult imaginea asta.
care ar vrea să vi se întipărească în minte. Domnul poate să vă dea o mână de ajutor la poverile astea, la soarta asta care o avem. Este gata să vă ajute. Primul lucru, fiecare avem soarta noastră, poverile noastre de purtat. Nu visați că va veni o zi când o să scăpați de ele. Este o mare naivitate. Cineva a spus că noi ne ducem viața ca într-un fel de gară, nu? Tot așteptăm să vină un tren numit speranță. Nu mai aștepta să vină trenul ăla, că nu o să vină. Roagă-te Domnului să-ți poți duce poverele care le ai. Acceptă soarta asta care o ai. Pentru că ți s-a dat așa, omule. N-a aștepta să vină o zi când nu o să mai ai niciun fel de povară. E așa o naivitate, când ești mic, o să crezi mare și atunci o să fie grozav. Și ai crescut mare și nu a fost chiar așa grozav, dar ai vrut să te însori, că atunci o să fie grozav. Și te-ai însurat și pe urmă ai zis, mă, dacă o să avem copii, o să fie grozav. Pe urmă, dacă copiii ăștia ar fi mai mărișori și ar merge la școală și iar au crescut și au fost la școală și acum, dacă ai scăpat de ei cumva, nu? Să vină cineva cu inimă bună să te scape de ei, așa? Și tot timpul așteptăm să vină ceva mai nemaipomenit. Mama Ana, ca și spuneam noi, mama Ana Șopț, spunea, frate, am avut 19. Și tot am crezut că o să scăp de necazuri, că să mai duc și să mai însoară, zice. Știi câți au fost la mine la masă acum, duminică? 75. Zice, acum nu am 19, să mă rog, am vreo 100 deja, era trecusă de 100, bine. Acum, zice, trebuie să mă rog pentru toți. Nu, n-am scăpat de necazuri, s-au mulțit, frate, zice. S-au mulțit, povara a crescut tot mai mare. Doi, și ăsta ar vrea să țineți minte bine, doi, nu ne ajută cu nimic să ne comparăm poverile cu ale altora. Nu ne ajută cu nimic. Mă, ce bine o duc ăștia, nu? Au numai doi prunci, numai trei, numai unul, nici unul. Wow, ce bine! Ai vrea? Eu cred că dacă ai cunoaște în realitățile, n-ai vrea să fii în papucii lui ăla. N-ai vrea. El se poveste că într-o zi oamenii s-au dus la Dumnezeu să protesteze că poverile lor sunt prea mari. Prea mari. Și bun, a spus Dumnezeu, uite, o zi specială, un câmp mare, toată lumea veniți acolo cu bagajele voastre și le schimbați între voi. Faceți tocmeli care... Și a trecut ziua așa, hărmălaie mare, comerț mult, și spre seară fiecare și-a luat de seaga lui și a plecat acasă, pentru că fiecare a zis, mă, eu s-o obișnuit cu asta, nu iau eu lui ăsta, că nu știu ce e înăuntru, nu? Părea mică, dar când a ridicat-o, era nenorocire, fiecare a plecat acasă cu sacul lui, că era obișnuit cu sacul acela, era povara lui, era soarta lui. Nu are rost să ne comparăm unii cu alții. 3. Cere de la Domnul putere să le poți duce. Cere Domnului putere să poți duce astea, nu să scapi de ele. Asta e nenorocirea lumea în vest. Creștinii din vest se spune că așa se roagă, Doamne, scapă-mă, scapă-mă de necazul ăsta, scapă-mă de asta. Cei din est se roagă, Doamne, dă-mi putere să-l duc necazul ăsta, dă-mi putere să duc, să trec pe aici. Eu cred că e mai inteligentă rugăciunea aceea decât asta, să scăpăm de ele. Pentru că noi avem o mentalitate din asta că dacă luăm o pastilă, am scăpat de durere. Dacă scăpăm imediat. De aceea are mare trecere la creștinul american, nu? Această evanghelie care te scapă de necazuri. Te vindecă imediat, scapi de toate poverile, ești bogat, n-ai probleme imediat. Prosperity Gospel, care este un mare fals.
care pornește exact de aici, din dorința de a scăpa repede și ușor de povara care ni s-a dat. Cere de la Domnul putere să o poți duce. Și apoi întrebarea care am mai pus-o înainte, de ce să le cari singur când El este gata să te ajute? De ce suntem așa de mândri și nu aruncăm asupra Lui poverele noastre? De ce nu le împărtășim cu Domnul? Am vrea să le schimbăm cu alții? Am vrea să scăpăm de ele? Dar este o soluție mult mai bună. Cere Domnul să te ajute. Doamne, vino, ajută-mă, sprijinește-mă. Încredințează soarta în mâna Domnului și El te va sprijini. Încredințează-ți povara asta care ți s-a dat Domnului și El pune umărul împreună cu tine. De ce vrei să duci singur? Și ultimul sfat, dacă vrei să ți se pară povara mai ușoară, pune umărul și ajută pe fratele tău să-și ducă povara lui. Iată ce spunea Galateni 6:2. Purtați-vă sarcinile unii altora și veți împlini astfel legea lui Hristos. Ajută-l pe cel de lângă tine la sarcina care o poartă. Dacă vezi că e financiară, ajută-l. Dacă vezi că are nevoie de o mână de ajutor, du-te, ajută-l astăzi la turna betoane. Lucram pe șantier în Arad și aveam niște frați de o religie care nu îi lăsa să vină sâmbătă la lucru. Și tot timpul aveam conflicte cu ei pe tema asta, ei nu lucrează, bun, nu lucrează, dată că mâine aș avea nevoie să torn niște beton în curte, vin să mă ajut, Doamne ferește, deci, nici vorbă. Ezme, da, se pare că religia ta e mai importantă decât dragostea frățească, decât ajutorul, nu? Dacă eu s-a aflat în nevoie, mâine cad în șanț și tu treci, te duci la biserică cu Biblia sub braț. Mă ajut sau nu mă ajut? Religia ajunge uneori ca și a fariseilor. Te lasă acolo în drum pentru că e sabat și nu se atinge de cel căzut între tâlhari, nu? Pune mâna și ajută-l pe fratele tău și vei vedea că povara ta e mai mică, mai ușoară, mai ușor de dus. Poate vor veni și alții să pună mâna la povara ta. Ajutându-ne unii pe alții, povara noastră devine mai ușor de purtat. Dar vreau să închei cu întrebarea pe care o repet a treia oară. Dacă soarta este ceea ce ți s-a dat și nu este ușoară, de ce vrei să o duci singur când Domnul este gata să te ajute? Vreau să încheiem cu o întrebare asta care să ne preocupe săptămâna care vine și când facem față poverilor și când ne confruntăm cu ele, să ne aducem aminte că aproape de noi este gata cineva să pună umărul și să ne ducă bagajele ca să putem termina drumul ăsta bine în lumea aceasta. Haideți să ne ridicăm cu toți în picioare și să ne rugăm în această seară ca Domnul să ne dea putere să putem duce povara, să ne dea înțelepciune să ne lăsăm ajutați de El și să aruncăm asupra Lui toate poverile și îngrijorările noastre, pentru că El este acela care îngrijește de noi.